lor. Ei rămân în față pe locul de parcare și intrăm în ceremonia cu toate cele. Bună ziua! Întâmpinăm tapeta Zalău de pe traseul Galben. Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit! Domnul colonel George Sas, comandantul regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, să transmită mesajul domniei sale. Domnule primar, domnule viceprimar, dragi sportivi, militari din regimentul 69 artilerie, domnilor comandanți, stimați invitați, este o onoare deosebită pentru noi militarii regimentului 69 artilerie ca astăzi, în ajunul zilei Armatei României, să primim în orașul nostru, în garnizoana noastră, pe sportivii regimentului care participă la ștafeta galbenă din cadrul ștafetei veteranilor Invictus 2018. Semnificația este cu atât mai profundă cu cât evenimentul are loc în anul în care regimentul a sărbătorit 65 de ani de la înființare și în anul în care întregul nostru popor sărbătorește centenarul Marii Unii. În numele militarilor din regimentul 69 artilerie Silvania, vă mulțumesc pentru efortul pe care îl depuneți, pentru devotamentul pe care îl dovediți față de drapelul național și față de drapelul unităților din care proveniți și vă doresc succes în continuare să ajungeți cu bine mâine la Carei pentru reîntregirea steagului tricolor. Iar autorităților locale, mulțumiri pentru sprijinul acordat. Mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, îl invit pe reprezentantul Invictus și Mleu Silvaniei, plutonier Alexandru Vasiliuț, să adreseze un mesaj. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de ștafeta veteranilor. Azi este despre veteran, sacrificiu, recunoștință, patriotism, simboluri naționale, cuvinte care nu vrem și nu trebuie să devină desuete. Ștafeta veteranilor este un eveniment organizat de Asociația Voluntarilor Invictus în cooperare cu autoritățile locale și constă în refacerea în alergare în preajma zilei armatei a traseului parcurs de armata română de la București la Carei prin lupte pentru eliberarea țării, arătându-ne astfel în felul nostru respectul pentru cei care și-au jertfit viața sau sănătatea pentru patrie, în orice timp sau loc unde neamul acesta a fost purtat de vreme. Asociația Voluntarilor Invictus este o echipă de oameni militari și civili capabilă să facă diferența, să schimbe, să motiveze, să inspire. Ne propunem să creăm o punte între militari și civili ca oameni. Este un ideal prin care sufletul curat este pus în slujba voluntariatului și a camaradului. De asemenea, Asociația Voluntarilor Invictus se implică în evenimente care au ca scop strângerea de fonduri pentru participarea militarilor români răniți în teatrele de operații, la Jocurile Paralimpice în Vitru. Suntem azi aici pentru a fi alături de echipele Regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania, din județul Silvaniei, respectiv echipa Batalionului 7 a Dumnezeu Proiectile Reactive General Vasile Teanacu Florești, echipa Batalionului 317 Sprijin Logistic Voivodul Germi Zalău și echipa Batalionului 316 Asigurare Datecului Blău și Leu Silvaniei, care va prelua ștafeta constând în drapelul național al României de la colegii de la Zalău, care onoarea, împreună cu aceștia, de a o aduce pe ultima ei parte din traseu, de la Șimleu Silvaniei la Carei, unde va ajunge mâine pe timpul ceremoniei ocazionată de ziua armată. Motoul care ne sufletește este sacrificiul și punerea de credință.
În încheiere doresc să vă spun că suntem aici să ne arătăm respect pentru înaintași și pentru ca urmașii noștri să aibă ceva de învățat. Vă mulțumesc! În continuare are loc predarea privirea ștafetei. Domnule primar, militarii batalionului 317 sprijin logistic voievodul Gelu din Zalău are deosebită onoare de a vă mâna flamura galben alături de tricolorul românesc pentru a-l preda militarilor din Șimleu. Vă mulțumesc foarte mult, este o onoare să mă fac, să primesc acest drapel și să-l mânez reprezentanților din Șimleu pentru a continua ceea ce ați început voi și ajunge cu bine mâine la care. Vă mulțumim. Nu știu dacă o să știu să ți-l predau după un ceremonial militar, deși am făcut și eu armata de oarecâți ani. Te rog să ai grijă de drapel, ce este lucrul cel mai sfânt pentru fiecare dintre noi care simțim ceva pentru această țară. Domnule primar, promit să am grijă de acest drapel și să-l duc cu onoare, cinste, demnitate, până la destinația finală și anume care. Dar o sunt veteran al teatrelor de operații pe care nu vin să ne apuse de câteva mulți. Domnule primar, domnule viceprimar, domnule colonel, stimați participanți, este o onoare pentru mine să particip astăzi aici, la predarea ștafetei veteranilor, ștafetă, care mâine, cu ocazia Zilei Armatei României, va fi predată președintelui țării, domnul Claus Iohannis. Totodată, o să vă spun că sunt trist, deoarece veteranii de război care au participat la luptele pentru eliberarea României, nu mai sunt astăzi printre noi. Totodată, acesta este un eveniment de suflet, dedicat tuturor acelora care și-au pus datoria față de țară și din propria viață. Vă mulțumesc tuturor care au fost foarte prezenți la această ceremonie. Cele care urmează, ofer cuvântul domnului Septimiu Țurcaș, primar al orașului Șimleu Silvania. Domnule comandant SAS, domnilor comandanți, onorată asistență, cuvântul meu evident că să se aducă astăzi pe cei care fac un gest simbolic, nu foarte ușor pentru majoritatea populației. Și cred că gestul vostru de astăzi vrea să arate respectul pe care îl purtați celor care au făcut ca România astăzi să fie o țară liberă și o țară aproape întreagă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat în această competiție din respect pentru cei care au făcut mult mai mult pentru țară decât noi. Sunt mândru să vă primesc și m-aș fi bucurat și eu dacă aș fi putut să fiu ciclist astăzi, dar la vremea asta cred că e prea greu pentru mine, dar o să fiu altă dată cu mare drag. Încă o dată mulțumiri vouă, mulțumiri celor din Șimleu care vor continua ceea ce ați început voi și mult succes și să aveți oameni foarte dragi care să vă fie aproape în fiecare moment. Mulțumim! Domnul primar, dacă vreți să faceți o fotografie bună, vă invităm în continuare. În încheiere dorim să le mulțumim celor de la Invictus pentru activitatea deosebită, să le urăm mult succes și să urăm tuturor militarilor români la mulți ani pentru întreaga activitate. Mulțumim și succes mai departe! Succes! Nu vă lăsați! Multă baftă, drum bun! Vă lasă miliți înainte!